Salutare, salutare, bine ați venit! Astăzi vom face un produs de igienă solidă și anume un șamponel pentru copii, natural și sănătos. Produsele de igienă solidă sunt economice, sunt spumante, cremoase și pot fi îmbunătățite cu uleiuri și unturi vegetale de care dorim, fără a afecta negativ formarea spumei. Sunt ușor de preparat și nu necesită conservant. Bun, haideți să vedem ce ingrediente avem nevoie. Bun, înainte o să ne punem mânușile și o mască, pentru că vom folosi o tensidă solidă. Deci pentru prepararea produselor solide avem nevoie de utilizarea unei tenside solide și anume SCI. Este o tensidă care este naturală. Este o tensidă blândă, bine tolerată de piele, este potrivită pentru orice tip de piele și păr și este folosită ca materie primă pentru prepararea produselor de igienă în formă solidă sau lichidă. Bun, haideți să îmi pun masca și mânușile. Această tensidă o găsiți pe online, pe internet doar testați tensidă solidă pentru săpun, tensidă SCI. De asemenea, această tensidă este potrivită pentru formularea produselor de igienă pentru copiii mici. Așa că, liniștiți, puteți să o utilizați în prepararea săpunurilor, șampoanelor, gelurilor de duș. Bun, săpunurilor mai puțin. Această tensidă se folosește mai mult pentru gelurile de duș și șampon. Bun, stați să-mi pun mânușile și începem. Cea mică îmi zicea, mama, când îmi face șamponul acela care îmi dă strălucire părului? Așa că o să începem astăzi cu acest șampon. În tutorialul următor o să facem un șampon pentru părul uscat, deteriorat, tot așa un șampon solid. Iar al treilea tutorial o să fie un tutorial pentru părul slab, gras, cu mătreață, păr fragil, casant. Bun, deci acesta este primul șampon și o să continuăm, cum v-am spus. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a pregăti acest șampon. Avem nevoie de 50 de grame de tensida solidă SCI, cum vă spuneam. Bun, acum mai avem nevoie de 5 grame de ulei de măsline. Eu am aici un ulei de măsline biologic. Bun, 5 grame de ulei de măsline. Și 7 grame de ulei de cocos. Stați să pun pe 0. Bun. Acum o să punem pe aburi această compoziție. Bun, până se înfierbântă puțin compoziția pe aburi, haideți să măsurăm celelalte ingrediente. Și anume, mai avem nevoie de 10 grame de argilă albă.
5 grame de mușețel praf. Mușețelul este foarte potrivit pentru iritațiile scalpului, de asemenea combate mătreața. Eu am așa mușețel și l-am măcinat în mașina de cafea și am obținut praful de mușețel. Deci avem nevoie de 5 grame. Ok. Și mai avem nevoie de 2 grame de drojdie de bere. Drojdia de bere conține concentrații importante de vitamine, minerale și proteine care întăresc foliculii de păr, fapt care combate căderea părului și stimulează creșterea acestuia. Bun. Acum că am măsurat aceste ingrediente, o să aducem aici compoziția care este deja fierbinte. O să adăugăm aceste prafuri și mai avem nevoie de 5 grame de oțet de mere. Oțetul de mere este foarte bun, dă părului strălucire, combate de asemenea mătreața. Eu am așa un oțet de cidru de mere, care este organic și are mama oțetului. Este un oțet foarte bun. Haideți să punem aici 5 grame. Așa. Bun, eu am pus 7, așa că o să Bun. O să turnăm peste compoziție, iar acum o să amestecăm totul. Eu o să amestec totul cu mâinile, că îmi este mai ușor să amestec așa. Este fierbinte. Bun, am amestecat totul foarte, foarte bine, iar acum haideți să punem compoziția într-o formă. Punem șamponelul. Așa, aici. Și o să-l apăsăm puțin pentru a se compacta. Ok. O să lăsăm 24 de ore, iar mâine o să vă arăt cum arată săpunelul solid pentru copii, natural și sănătos, făcut doar cu ingrediente naturale. Au trecut 24 de ore de când am făcut șamponelul, uitați, șamponelul s-a întărit, iar acum haideți să vă arăt cum face spume. Uitați! Este foarte blând cu părul copiilor. Haideți să măsurăm și pH-ul săpunului. Am aici o bandă mititică cu ajutorul căreia măsurăm pH-ul. pH-ul șamponului trebuie să fie între 5 și 7. Dar eu îl prefer undeva între 5,5 și 6. Puteți să citiți ce înseamnă pH-ul pentru păr.
Dacă nu, o să vă fac un video mai încolo despre pH-ul pentru piele și păr. Bun. Uitați, acum haideți să-l comparăm cu pH-ul care l-am eu aici. Vedeți, este undeva între 6, 5, 5 jumate. Stați să vă arăt așa. Între 5 și 6. Bun, deci este super pentru scalpul copiilor și părul copiilor. Ați văzut câte săpunele face. E super, super. Mai ales că este natural și nu dăunează părului copiilor. Bun, dragilor, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim în următoarele tutoriale. Ok, sper să îl faceți și să îl folosiți. Bun, dragilor, v-am pupălit. Pupiși tuturor. Dacă aveți vreun comentariu, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii în YouTube. Ciao, ciao, ciao!